Salut tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din seria asta de GTA 5. Astăzi suntem cu cel minunat caracterul care băieților le place, fetele sunt de acord, deci e perfect. Astăzi o să mergem cu această motocicletă Enduro, vedeți că ne-am costumat aici frumos de Enduro. O să mergem pe un traseu pe munți, făcut de mine și se pare chiar și-a intrat un modder, bine că suntem pe pasiv. Deci, o merge pe un traseu de munte făcut de mine, pe mai mulți munți și chestii. Asta cred că e modul, că asta nu era aici. Dă-i drumul de aici. Că, wait, da, dă-i drumul, lasă-l. Așa, deci hai să vedem cum merge. Deci mergem cu Enduro, dirt bike, cum vreți să spuneți. Pe un traseu pe care l-am conceput eu. O să mergem întâi pe Gordo, iar apoi mergem pe Chiliad. Asta este traseul. Doar că pe muntele Gordo este un traseu pe care nu multă lume îl face și nu înțeleg de ce, pentru că mie se pare un traseu chiar foarte frumos. O să mergem cu dirt bike-ul. Inițial vreau să-l fac cu bicicleta, cu un mountain bike, dar am zis, nea, lasă. Îl facem cu un enduro de ăsta. Și frumos așa. Deci hai să vedem ce iese. Nu uitați dacă vă place să apăsați butonul de like, nu știu dacă am spus la început. Habar n-am. Și dacă mai vreți episoade, dați idei de unde să mergem, ce să explorăm și chestii de genul. Pentru că mai mult îmi place în GTA să mă plim decât să fac misiuni. Misiunile le fac off-camera, chestii. Hai să mergem și să dăm și un wheelie. Intră în el, tată. Nu mai vrea, gata. Dau așa și acum vrea. Vezi? Cu ocazia asta am învățat și voi drumul. Apropo, dacă vreți să faceți și voi traseul ăsta în GTA, îl puteți învăța. Mă rog, nu e greu. Trebuie să te duci întâi pe la Gordo, dar ajungi rapid. Hai, dăm și cu un first person. Și așa e interesant să faci traseul ăsta. Nu am mănuși, ce-i drept. Știu când am luat bluza asta am dăduse și mănuși, dar nu se simt cu bicicleta și arătat ciudat să am tai mănușii de motocicletă pe bicicletă, dar n-am. M-am spus prima dată am vrut să merg cu bicicleta, dar cu aceea am zis, ha, mă mai bag o cursă și mi-l fac frumos caracterul și îmi scosesc mănușile. E, nu-i bai. Deja mai avem puțin și ajungem pe și începem traseul. Băgăm așa un pic de gesturații de alea. Și acum, de aici pot să zic că începe traseul. Suntem în acest loc, pe hartă. O să vedeți că ajungem la far. Traseul ăsta l-am descoperit eu când vreau să mă duc la fantomă și nu vreau să ocolesc, adică să nu vreau să trec direct, vreau să merg pe un drum, vedeți acolo farul în spatele meu. Și hai să-i dăm drumul. Și asta este primul traseu de munte, o să vedeți că e destul de interesant. Nu l-am mai făcut de mult cu motocicleta, până acum l-am făcut cu bicicleta, cu mountain bike-ul.
Da, am mers cu mountain bike-ul până aici. Ia să vedem. Hai că am intrat puțin în gard. Aici chiar poți să testezi suspensiile la o mașină sau ceva de genul, că o să vedeți că urcă foarte abrupt, dar totuși poți să urci, ceea ce e foarte, foarte interesant. Vedeți că fac și suspensii chiar și acum, uite, aici e o zonă, mi se pare, aici puteți să... Adică chiar puteți să testați într-un fel suspensiile pe aici. Opa, nu cădem, mergem pe drum aici frumos și nu știu dacă mai am un... Nu, uite, acolo e prima... Sau am trecut de păltoaca aia, era o baltă, hai să ne oprim la asta. Da, și e o baltă pe drumul ăsta, pe care mulți nu o știu și chiar e foarte frumoasă cum e aranjată. Părerea mea. Să observați că pe muntele Gordo chiar e drum făcut, adică nu e... Zic ca pe Ciliad, doar că e mai mic și mai strâmt și mai interesant. Părerea mea, mi se pare mult mai interesant drumul ăsta decât ăla de pe Ciliad. No, și uitați ce e aici. No, exact ce am zis. Zone pe care nu mulți le știu. Sau dacă le știu, nu le se par interesante. Mie cel puțin îmi place zona asta cum am făcut aici. Dacă era gen încolo și era ca o cascadă, era prea șmecher. Și, na, asta mi se pare un traseu foarte șmecher dacă vrei să testezi o mașină. Și da, merge și cu mașina, am încercat să merg și cu mașina și chiar funcționează. Și aici este vârful muntelui Gordo. Pentru cei care nu știau, este ca la fel ca aceea, doar că la Cilia dai telegondola aia acolo. Bine, asta nu trebuie să o faceți, ați văzut că e continuat drumul. Aici m-am prostit, o să-mi fac cea, sper că merg, țin frânele, hai că țin frânele. Azi, din cât de enduro e acum. Hai mă, că urcă, ce naiba. N-am ales o motocicletă potrivită pentru munte. Și acum e coborârea, dar traseul nu s-a terminat, am zis că începe de acolo și o să vedeți cum vă spun când se termină. Și uitați, fix acolo se spawnează fantoma, acolo, n-am cum să vă arăt. Stai, când trecem pe jos pe acolo vă arăt. Ne abatem puțin de la drum. Uite, fix aici se spawnează fantoma, cred că puteți să și recunoașteți zona. Dați farul acolo, aici se spawnează. Facem și poză de thumbnail. Nu știu dacă o să folosim pe asta, dar... Vedem. Hai să ne continuăm traseul. Și e un pic ciudat că este așa pe lemne.
mi se pare interesant când vin lemnele aia cum fac roțile, adică zici că dau de cele mai mari dâmburi din lume. Deci sunt ăștia, ăștia, eu știe cu toate, știu că toată lumea a venit până aici și aici s-a oprit. Deci, pe bune. La fel fac roțile, da. De aici, deja mă ajungem la stradă, pe drumul ușorul ăsta. Bine, drumul ăsta puteți să-l faceți și invers, nu vă spune nimeni că nu puteți, că trebuie să începeți neapărat de la casa aia de acolo, dar mie îmi place să încep de acolo. Și de acolo, fix în față, de unde am ieșit de aici, mersi, am fix în față, să observați că fix aici începe drumul de la Chiliad. Deci deja acum începem urcarea pe muntele Chiliad. Și traseul încă o dată este tot până când ieșim de pe muntele Chiliad. Deci traseul ăsta mi se pare foarte frumos. Pot să faci o groază de poze, adică nu știu, cred că am vreo 20-30 de poze făcute pe traseul ăsta. Pentru că ies poze foarte frumoase. Ajungi în locuri care nu le-ai mai văzut. Și chiar și plimbându-te așa random pe GTA găsești zone interesante. Uite în ce parte la acum, cred că e pe partea asta. Partea cealaltă cred că e. Mi s-a aprins și farul. Pot să vă spun că pe aici găseam și NPC-uri care erau cu mountain bike-ul pe aici. Adică cu bicicleta. Traseul ăsta probabil de pe Chiliad deja îl știe toată lumea, nu cred că este ceva care să nu știți aici pe traseul ăsta, dar e interesant încă o dată. Oricum se pare partea asta de traseu mult mai complicată decât cealaltă, pe partea cealaltă. Pe partea cealaltă mi se pare mai interesant să cobori. Păcă se face întuneric, speram să fie zi. Și am ajuns sus la telegondolă pe Chiliad. Și acum începe coborârea de pe Chiliad Mount. Și nu coborârea aia, ci o luăm pe drumul pe care toată lumea vine. Mi se pare mult mai interesant. Op. Pentru că pe coborârea asta chiar poți să testezi frânele, pentru că la unele bucăți o să observați că sunt coborâri mult, mult mai... de parașuta. Mamă, ce pornire a avut. Opa, uite o săritură. Trebuie să și săriți pe partea asta, chiar dacă și pe partea, dar pe partea cealaltă, pe unde am venit, pe Chiliad. Săturile sunt mari și nu îți garantează nimic că o să ajungi înapoi pe drum. Aici ești garantat că ajungi pe drum. Și urmează aici încă o săritură și op. Și aici mai vine o săritură. Op. Și aici încă o săritură. Op. Și acum depinde pe unde vreți să o luați. Dacă o luați în față, puteți să ieșiți de pe munte. Dar
Dacă o luăm noi frumos pe aici, continuăm traseul. De asta pot să zic că sunt trasee neexplorate în GTA. Adică nu știu, nu știu dacă pe aici sau pe partea cealaltă. Oricum și pe aici poți să iei. No, pe aici ajungi înapoi la, pe drumul de la Ciliad. Nu? Dar mă rog, și aici mi se pare că găsești o priveliște, da. Ziua aici e foarte frumos, uite, deci puteți să vă și aruncați cu parașuta. Dar ziua aici este foarte frumos să faci, poți să vii aici să faci o poză foarte frumoasă. Hai să luăm înapoi. Eu bag viteză că știu drumul, dar dacă voi n-aveți încredere că o să, și o să, ziceți că o să ieșiți de pe drum, mai bine o luați mai încet un pic, cum vedeți că o și iau eu la unele curbe. Aici puteți să o luați în stânga. Pe aici să ajungeți tot așa la o zonă frumoasă. De puteți face poze. Aici mi se pare, cei care ați făcut heisturile din multiplayer, că se termină o misiune. Având în vedere că tu vii până aici cu motocicleta și de aici fugi și aici te arunci. Bine, nu chiar aici, mi se pare că te arunci la pod, așa dar jos casca pentru că... De ce nu? Hai, pune-ți casca. Mi se pare că de acolo te arunci, că mi se pare că e mai înalt. Dar nu ajungem și acolo. Și aici trebuie să aveți grijă când urcați, că vedeți, e foarte abrupt. Adică aici mi se pare că e mai abrupt ca la căderea de la Ciliad. Și arunc și noi puțin motorașul. Și aici, dacă știți, e zona aia cu tipii aia gay, de sunt dezbrăcat. Dude. Ok, măcar am scăpat și ne putem continua. Sper doar să mă lase în pace. Bun, continuând, mergem frumos pe aici, pe lângă zona asta cu tipii gay. Am venit cu gay, apropo. Aici ieșim de pe drum, se în partea asta. Dar și aici ieșim de pe drum, nu? Da, și aici ieșim de pe drum. Dacă vreți, traseu full. Dacă vreți traseu full de munte, eu zic să faceți traseul ăsta pentru că e lung și e frumos. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, să dați un share, chiar mă ajută foarte, foarte mult și noi ne auzim data viitoare. Nu uitați să spuneți în comentarii ce anume vreți să mai facem în GTA. Ne auzim data viitoare. Ciao, bă! Pa!